Duminica aceasta, la Catedrala Episcopală din Giurgiu, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, chiriarhul eparhiei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cuvântul acesta, fidelitate, noi credem că se referă doar la fidelitatea conjugală, fidelitatea față de familie, dar el are o conotație eminamente teologică. Dacă cuvântul a fost desacralizat și se vorbește astăzi despre fidelitate, care este un cuvânt de origine latină, vine de la fide, de la credință, de la Santa Fe, de la Sfânta Credință, care ne mântuiește, căci dreptul doar prin credință va fi viu și spune Sfântul Apostol Iacob, episcopul Ierusalimului, prin fapte, căci credința fără fapte e moarte. Ierarhul a vorbit cu acest prilej despre personalitatea Sfântului Mitropolit Varlaam al Moldovei, prăznuit la 30 august. Sfântul Ierarh Varlaam al Moldovei, o mare personalitate ecleziastică, despre care am reținut cu toții că a fost canonizat în urmă cu 8 ani de zile, iar proclamarea canonizării s-a făcut la Mănăstirea Secu, acolo unde se și află Sfintele sale moaște, izvoritor de har și de binecuvântare pentru cei care cinstesc pe Dumnezeu, Cel care este minunat în Sfinții Săi. Din soborul care a slujit la catedrală, au făcut parte și părintele Ioan Manea de la parohia Schimbarea la Față, Montreuil, Franța, alături de părintele Alexandru Stavrică de la parohia Sfântul Ioan Rusul, Faenza, Italia. Ierarhul le-a oferit slujitorilor din diaspora icoane și cărți de rugăciune. Cu bucurie din adânc și cu dragoste nefățarnică putem să spunem că ziua de astăzi a fost o zi binecuvântată și este o zi binecuvântată până la odovanii acestui praznic. Este o pildă actuală, o pildă pe care trebuie să o trăim în legea dumnezeiască care ne-a lăsat Mântuitorul Hristos. O pildă pe care trebuie să ne clădim din tească ridicată în acea grădină, este, îl reprezintă pe Hristos. Iar turnul care a clădit-o, turnul care l-a clădit stăpânul în acea vie, reprezintă Biserica lui Hristos. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Catedralei Episcopale Harfa Dunării, condusă de profesorul Gheorghe Nițescu.